Sunteți siguri că trebuie să vedem ce urmează? Atenție! Hai aplauze. Să ne ajute Dumnezeu! Și mai ca domnului! Venit de pe cele mai mari scene ale lumii, Vegas, Paris, Londra, acum din nou pe scena Umor. Oh, ce prezentare sunt, fratele! Aplauze pentru Gavrilă Gică! Era, bă, puteam să jur, am vrut să zic. Stai, lasă-mă să-mi treacă depresia asta total. Bună seara, bună seara, dragii mei! De Hello! Ce am zis nimic? Am vrut să zic că vin. Eu am vrut să spun că o să se închidă acest sezon. Cu aplauze, vă rog. Doar ce am apucat să gândesc asta și l-am văzut că intră pe scenă. În Umor există început, sfârșit și Gică. Tocmai de la Londra vin să-ți spun la mulți ani, dragă! Mulțumesc din suflet! Ce vorbești, mă, iată! Gică este esența ai Umor. Gică este omul nostru de bază, este agentul nostru special, agentul nostru 009 în acest caz. Să nu ne întindem la vorbă repejor? Două secunde, mă iertați, domnul meu. Ne bucurăm pentru reîntoarcerea spectaculoasă. Am un singur lucru pe care îmi doresc să ți-l cer. Te rog frumos să nu depășești perimetrul activ al numărului. Știu, da? Cunosc regulamentul. Ia uite, vă, știi lecția. Este un regulament special creat pentru un artist special pentru mine, da. Tu. Da. Mergem mai departe. Domnul Bendeac, după două luni petrecute în Anglia, se mai deșteaptă omul. Da, Gică, te-ai deșteptat, bro, de tot, bă. Și multă lume mă întreabă ce am muncit eu în Anglia. Nu-i o rușine. Am făcut curățenie la cai, îngrijitor la cai, dragii mei, la o fermă de cai de două în Anglia. Cu cai. Ți-l imaginezi pe Gică țesălând cai în Marea Britanie? Păi tu ai văzut vreodată în viața ta cai în Marea Britanie? Noi n-avem oameni care să arate cum arată caia aia. Și caii la ei este o chestie, dom'le, la Buckingham, vezi. O fi îngrijit caii care o transportă pe regina Elisabeta. Vezi? Pasiunea ta pentru animale este uimitoare. Haideți să începem. Așa. Mai întâi de toate, domnul Chelo, o clipă să nu uit. Cu respect. Mai nou sunt organizator de evenimente de sporturi în ciocolată. Da, aplauze, vă rog. Du-te, bă, cu aplauzele tale. Organizare de evenimente în ciocolată. Câte lupte în ciocolată am mai organizat? 28 de lupte. Da. A organizat Gică Gavril. El așa a zis. A, și dacă a zis, cred că ne putem baza pe vorba lui, căci vorba aceea, Grigore, de ce ar minți Gică Gavrilă? Extraordinar, extraordinar. Să știi că în stânga este ceva perfecțiune. Avem parte de ceva ce nu am văzut niciodată în această viață live. Am crezut că leșim. Uite-l, mă, uite-l, mă. Doamne, ce frumos. Bă, era deznădăjduit, bă. Dar zic că se neacă. Acest sezon nu se putea închide mai bine. Știu ce urmează? Ce urmează? Ce urmează? Alege-l! Alege-l pentru picioare sănătoase! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul! Chiar și acasă poți face ziua mai plăcută în ținuta potrivită. Intră în aplicația Fashion Days. Ai acum reduceri de până la 60%. E Best of Spring Sale. Fashion Days. Ce cauți tu se vinde chiar...